Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă avem PSD la guvernare, au reînceput discuțiile despre introducerea de noi taxe. PSD, acum PSD poate fi foarte hotărât când vine vorba de așa ceva. Zice că ce spune că face, face. Adică, vă reamintesc, suprataxa pe benzină, mai țineți minte? Uh-huh. Taxa pe stâlp. Taxele introduse prin ordonanța 114. Deci PSD, când vrea să introducă taxe, introduce taxe, în ciuda faptului că, mă rog, lumea zice că poate nu e bine sau poate că unii se bucură, nu știu, unii se bucură. Deci, fiți atenți, acum PSD, care este susținut de UDMR de data asta, ar vrea suprataxarea companiilor care au cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro anual. Și banii aceștia ar urma să ajungă în sănătate și învățământ, promite șeful PSD, Marcel Ciolacu. Pe motiv de chiaburi, nu? Câștigă prea mult. PSD are ideea asta mai de demult, să fie impozitare progresivă în România. Impozitarea progresivă a veniturilor a fost până prin 2004, din câte mi-aduc aminte, n-a funcționat grozav și după aceea s-a introdus cota unică de impozitare. Mă rog, inițial au crescut veniturile, dar nici asta nu funcționează, cine știe ce, pentru că gradul de colectare în România e foarte mic. Economia de subteran este foarte mare în continuare. Da, aici eu nu înțeleg de ce de fiecare dată revine discuția asta, că odată, în momentul în care crește impozitul la genul ăsta de mamut, nu mai e nimeni interesat să facă cifra aia de afaceri, poate. Știi că tragi de obicei, tragi să faci mai mult, să fie mai bine, da. Așa. Și doi, succesului. Da. Multe se duc în zona gri-neagră. Nu, te contrazici. Bun, sigur, dacă ai o cifră de afaceri de peste 100... Sunt puține companii în România care au chiar foarte, foarte puține. Sunt câteva sute din mai mult de jumătate de milion de companii care funcționează, funcționale, da? Care au cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro anual. Acum, problema e că aceste câteva companii, sute în comparație cu sute de mii, au și cei mai mulți angajați, de ordinul 1 din 5 angajați, lucrează la aceste companii. Uh-huh. Plătesc și cele mai multe taxe, adică peste o treime din taxele încasate de ANAF din zona de business vin de la aceste companii. Deci deja plătesc mult. Da, bun, plătesc cât e de plată, na, dar acum ideea de a le impozita pe acestea ca să compensezi ce nu încasezi din economia subterană, aici mi se pare problema, pentru că România este pe primul loc în privința evaziunii fiscale în Europa de ani de zile, adică de la intrarea în Uniunea Europeană. Noi suntem primii la gradul de necolectare. Avem o economie subterană uriașă, averi ilicite, neimpozitate, sunt confiscări de sute de milioane de euro decise de instanțe care nu se fac și avem cazuri notorii. Adică, bun, n-aș vrea să orientez neapărat lumea într-o anumită direcție, că aici, na, noi dăm știrea și cerem opinii, că asta este planul, să vă întrebăm dacă ați fi de acord sau nu cu impozite mai mari, ca să crească pensiile, salariile și alocațiile. În afară de această taxă pe afaceri, taxă de solidaritate, cum ar veni, PSD ar vrea introducerea și a unei așa numite taxe pe lux. Adică să suprataxeze locuințele de peste 120 de metri pătrați sau mașinile care costă peste 50.000 de euro. Banii strânși din aceste suprataxe ar urma să fie folosiți, potrivit socialdemocraților, pentru creșterea pensiilor, alocațiilor pentru copii și a salariilor. Hai duci! Mă rog, se subînțelege a salariilor din sistemul public, că nu știu dacă poți să... Adică o să crești salariul minim, administrativ, cum s-a tot făcut. Dai din pix, că de mâine salariul trebuie să fie următorul, minim. Dacă poți să-l plătești, bine, dacă nu, șomaș. 0372069599, telefoane în direct pe acest subiect, vă așteptăm opiniile și mesaje audio pe WhatsApp 0728-3132. Nu știu dacă vă încadrați sau nu, în casă peste 120 de metri pătrați sau mașină peste 50.000 de euro sau patron de firmă de peste 100 de milioane de euro, dar principiul poate fi discutat, că taxe mai mari cumva ne afectează pe toți sau ne bucură pe toți. Nu știu, în Suedia, de exemplu, ce? Sunt taxe foarte mari în Norvegia. Deci, 0372069599 telefoane, mesaj audio pe WhatsApp 0728-3132. Ce părere aveți? De acord sau nu cu impozite mai mari ca să crească pensiile, salariile și alocațiile? Da, bună dimineața din nou! Da, evident că sunt multe mesaje și telefoane și intervenții pe subiectul ăsta cu ideea taxării pe lux sau taxării ca semn de solidaritate. Da, și sunt mulți oameni care sunt de acord cu impozitarea, cu supraimpozitarea mașinilor de lux. Iată, de exemplu, un mesaj primit de la un ascultător din Danemarca.
spune că taxe pe mașinile de lux sunt peste tot în Europa, de ce n-ar fi și la noi? Vrem mașină de lux? Plătim, tată, că e extra taxă pe care ți-o permiți. Ce e așa de rău? La case nu sunt de acord cu taxele, dar la mașini da. Ne uităm mereu la țările din vest, zice, uite, eu sunt din 2018 în Danemarca, după 14 ani de Italia, și spre surprinderea mea, oamenii de rând umblă cu mașini foarte vechi, din cauza că sunt taxe prea mari ca să-ți aduci mașină, de exemplu, din Germania. E 180% taxa pentru o mașină importată. Dar eu sunt curios cum ar fi în România. Ar fi taxa pe mașină de lux nouă sau second hand? Adică cum face valoarea? Și asta ne-a scris cineva, zice că are o mașină de peste 50.000 de euro, dar pe care a luat-o veche de 3 ani cu 20.000 de euro. Și atunci unde se încadrează? Cred că o să se găsească niște scurtături. Azi dai seama. Mesaj de la Val, în momentul în care vrei să-i taxezi mai mult pe cei care deja își declară corect veniturile, asta e problema, știi? Că taxele astea vor fi plătite de cei care deja plătesc taxe. Aia care nu plătesc taxe și impozite, că fac evaziune sau sunt în economia subterană sau nu-și declară averile sau averi ilicite sau nu dau produsele, mă rog, averile care ar trebui predate statului, păi oricum nu interesează, nu? Deci cei care plătesc deja taxe vor fi afectați. Bun. În momentul în care vrei să-i taxezi mai mult pe cei care deja își declară corect veniturile, asta arată că din start ești falimentar ca politică financiară și fiscală. Pentru că nu ești în stare să-i motivezi sau să-i obligi pe ceilalți incorecți să adopte o fiscalitate legală. Din păcate, noi vom rămâne încă pentru mulți ani pe sistemul doriți și factură sau nu, că prețul diferă în funcție de asta. În ceea ce privește impozitarea caselor, un mesaj interesant, zice, casa bunicii mele este de 130 de metri pătrați, din chirpici, fără izolație și acoperită cu tablă ruginită. Cam cât ar ajunge impozitul pe acest lux? Lux. Alături de noi e și Florentin. Bună dimineața! Bună dimineața, Florentin! Opinia ta! Neața, băieții, neața la toată lumea. Salut. Înainte să dăm drumul la subiect, vreau să vă felicit și vă ascult de foarte mult timp. Mulțumim! Încă o dată felicitat și încă 100 de ani să vă ascultăm. Mulțumim! Bun, să trecem în pâine. Da. Eu lucrez ca și consilier juridic. Eu vă spun din punctul meu de vedere ca și jurist. Cea mai mare evaziune fiscală este în Horeca. Da. Și doi la mână în contractele individuale de muncă. Știm prea bine că una este scris în contractul individual de muncă și una primește mâna angajat. Agenții fiscali ar trebui să-și facă treaba. Și știm la ce ne referim și știm cum. Nu intrăm în detalii, nu intru mai multe și nu vă explic mai mult. Dar haideți să punem un paralel. În Statele Unite, cel mai elocvent exemplu, acolo, în cazul în care vrei să-ți cumperi o mașină, un Ferrari de 200.000, de 300.000 de euro, pardon, de dolari, statul nu-l spune, nu-l cumpăra. Sau trece el pe firmă, îl trec pe firmă. Nu, acolo este altceva. Fiscul spune felul următor: ai bani să-ți cumperi mașina? Bun, atunci ai și bani să-ți plătești taxele și impozite pentru mașina aia. Și îi pune oarecum o valoare undeva la, dacă nu mă înșel, la vreo 20-25% din valoarea produsului. Deci vă dați seama ce înseamnă o mașină de 200.000 de euro, să spunem 20%? În fiecare an nu mai impozit pe acea mașină, nu mai vorbim de clădiri. Cum spunea un domn, da, o casă de chirpici, maxim 150 de metri pătrați cu tablă și așa mai departe. Da, adică trebuie evaluată corect ca să fie impozitată corect. Aici ar fi va fi o distracție mare dacă s-ar apuca statul să facă evaluările astea. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața, Cristian! Neața! Bună dimineața! Salutare, te rog! Vă sunt din Olanda, mă bucur să vă aud. Această problemă cu suprataxarea, încă o dată, statul român arată că nu știe ce să facă cu banii pe care îi colectează, atât cât colectează. Da. Tot încercăm să inventăm roata și ea este inventată, săraca. Și încercăm să luăm tot de la cei care încearcă să facă afaceri corecte, da? Banii nu se întorc la noi. Aceste taxe niciodată nu se întorc la noi. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Am înțeles mesajul. Încercăm să mai luăm măcar un telefon. Tot Cristian, bună dimineața. Bună dimineața. Alo. Cristian. Alo. Da, salut, ești în direct, te rog, pe scurt. Ciprian. Salut, Ciprian. Ciprian. Scuze. Zi, Ciprian, scuze-ne. Da. Făceam eu semnul zaf. Eu sunt de acord cu impozitul progresiv sau taxa de solidaritate pentru marile companii, fiindcă sunt multe companii care își scot profitul din țară prin contracte externe de consultanță și așa mai departe.
nu sunt de acord cu taxa pe lux așa cum e făcută. Deci trebuie aș fi de acord și cu asta, dar trebuie gândită bine. Și părinții mei au casă în Timișoara, veche, mai mare de 120 de metri pătrați, la care acum ai impozitui vreo 1000 de lei și ei au 1400 de lei. Mulțumesc foarte mult. Bun, asta e o discuție, o să tot revină, să știți, pentru că este dat exemplul Europei Occidentale, mai ales Europa Nordică, în care impozitarea progresivă este foarte eficientă. E adevărat, dar problema e în România că trebuie să dai ca stat, după părerea mea, și un exemplu de onestitate față de cetățeni atunci când impui o impozitare progresivă sau taxe suplimentare. Adică trebuie să demonstrezi că și tu îți faci treaba și poți să colectezi veniturile care îți sunt în principiu datorate. Vă repet, gradul de colectare din România e cel mai mic din Europa. E de la intrarea în Uniunea Europeană încoace. Nu e vreun accident anul trecut. Suntem pe primul loc la evaziune fiscală în Europa. Sunt averi ilicite, neimpozitate, uriașe, neconfiscate, sute de milioane de euro. Corupție cât în cap, economia subterană este uriașă, se estimează că e 35% din economia României. Cheltuielile ale statului foarte mari, pensii speciale, companii de stat nereformate, pierderi și subvenții uriașe. În acest context, în contextul ăsta în care statul este atât de ineficient în colectarea taxelor și în combaterea economiei subterane și averilor ilicite, să-i taxe suplimentar pe cei care plătesc deja taxe, mi se pare mie personal o chestiune incorrectă, chiar dacă scopul în sine poate fi nobil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.